Subiect. Mai poate vă gândiți că m-am băgat sub pat, că am o pernă în cap, că am plâns. Uite, nenorociții, cum mi-am stricat imaginea, cum am fost eu prinsă în flagrant. Cu fostul am încălcat legea, am făcut ceva ce nu s-a mai văzut. Eram căsătorită și aveam vreo 10 copii și uite cum această desfrânată am făcut ceva grav. Băi, ești mai rău ca Dragnea. Rău, 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 rău de tot. Uite cum această această desfrânată s-a întâlnit cu fostul iubit, cu care a stat 3 ani de zile și l-a înșelat pe cel cu care avea o lună. Măi, dar eu mă gândesc că de fiecare dată înșel cu cineva nou, nu cu cineva mai vechi, care știi oricum la ce te aștepți. Nu, ăsta e subiect de dezbătut. Stați puțin. Eu așa pe canapea. Țin să vă zic că am făcut o bășcălie. Mă, dar eu sunt ich, voi nu sunt. Băi, eu sunt însă cu toate alifiile, dar voi, bă, voi sunteți mici, mă, pe lângă mine. Băi, în primul rând că nimeni nu mi-a dat niciun inel. Și asta se poate confirma. Eu am făcut o bășcălie care m-a ținut o lună de zile. Vezi, doamne, cum a fost o certă în căsătorie. În primul rând că nu am inel de 250.000. N-am nici măcar de 1 euro. Mi s-a părut mie funny să zic și eu că mă căsătoresc. Și bineînțeles că dacă persoana a fost de acord, am zis că aia că mi se pare mie funny. Bine, prost că uite ce s-a întâmplat acum. Uite cum a fost certă în căsătorie și această trădătoare. Că mea aici de față, ia vină o mamă. Mama! Ca să vină mamă. Ea știa și mi-a zis, bă, mamă, nu face caterincă, că se va afla până la urmă că tu cu inelul ăla era pe inelul unei cunoștințe de ale mele. Foarte scump de altfel. Băi, mamă, nu faci chestia asta. Că vor afla ăștia că tu n-ai fost certă în căsătorie și te faci de rahat. Zic, ai, mamă, lasă, ce naiba e nebun. Lasă ca să zică ăștia că mă mărit, uite mâine. Eu și măritatul, baba și mitraliera. Bineînțeles că eu nu eram despărțită de foarte mult timp. Am plecat în vacanță, că cred că aveam vreo lună jumate de când mă despărțisem de drăgușorul ăsta mai mic. E și mai mic decât mine, cu vreo 7 ani. Bine, și el e deșteptuț așa, e șmecherițul cu toate bine că n-a doar lăsat lângă ich să nu prindă experiență. Și sărit de la una la alta, că vreau să spun poveste de la început și povestea reală. Mă rog. Și mă apropie de la Alex, știți cum e, după despărțirea asta, perioada aia vulnerabilă a unei femei care suferă că s-a despărțit. Ales că după orice despărțire, femeia este vulnerabilă. Și uite cum apare, făt frumos, un personaj cunoscut monden și pune lui capac. Și dragostea vieții mele, te iubesc, mai cer. Nevastă, ne vom căsători în capul meu bolnav. Păi, ăștia cum s-o fi gândit ei să scrie că m-a trimis Dumnezeu? Bă, pe mine eventual mă trimite dracu, dar Dumnezeu niciodată. Acum, ce e foarte funny că nu exista nicio declarație din partea actuală în care să spună că eu sunt trimisă de Dumnezeu. Aia era o chestie făcută de presă să fie așa biperată. Dar noi ne amuzam. Prost. Că eu nu fost trimisă niciodată de Dumnezeu, eventual de dracu, dar de Dumnezeu niciodată. Că m-aș mai duce odată, dar mă duc de 3 ori. Dar mă duc când vreau eu, unde vreau eu. Dar nu pot să stau o oră, pot să stau 5. Că așa vreau, eu n-am copii de crescut, eu nu sunt căsătorită, n-am fost cerută. Aia a fost așa eu, funny. Voi nu v-ați obișnuit cu mine? Băi, voi nu v-ați obișnuit cu mine? Păi, la mine trebuie să, nici după 10 ani nu mă cunoști. Stai după mine. Și tu te întrebi, asta e Cristina? Sau asta o fi ich? Nu-ți dai seama. Inelul și ce cărut în căsătorie, ba, are 52 de ani. Femeie în toată firea noastră să mi-te. Asta a fost o bășcălie făcută de mine cu cerut în căsătorie. Ca așa am vrut eu. Ia, judecați-mă. Îți dai seama? În primul rând, nimeni nu a înșelat pe nimeni de Valentine's Day. Nu, în primul rând că nimeni nu a înșelat pe nimeni. Asta să fie clar, că n-ai cum să înșel după o lună. Frate, nici nu te cunoști cu omul, l-ai înșelat. Cu cine? Cu fostul? Înșel cu unul nou, nu cu fostul. După o lună nici grupa sanguină. Deci dacă mă întreb care e grupa sanguină actuală, eu nu știu. Despre ce vorbiți? Voi sunteți... Știți, dar ați stricat imaginea? Bine, dar ce imagine? Că zici că-s vreo vedetă? Păi, faceți ce vreți. Dar așa ca idee...
Doamna Cornelia de la Uaubis, că v-am văzut la Teo. De la dumneavoastră afectată, da, dar când ești cerută în căsătorie, păi bă, femeie, te-am mințit, mă. Păi am făcut bășcălie de tine și tu pui botul. Tu pui botul la vrăjeală.